Bijuteriile handmade sunt la mare căutare în această perioadă, în special de către cei care vor să cumpere ceva deosebit pentru femeia de lângă ei, mamă, soție, fiică sau prietenă. Soții Zegheru confecționează astfel de bijuterii de aproape 2 ani de zile, între timp transformându-și pasiunea într-o mică afacere. Ne ocupăm de ceva timp, 2-3 ani, și încercăm să ieșim totdeauna cu modele noi, față de toată piața care există, culori diverse, combinații diverse, să fim original, practic. Și că s-o pute dintr-un material special. Da, sunt din Fimo, un clay polimeric care se, după modelare, se coace la cuptor la 110 grade. E greu, e ușor, cum e? Nu e nici ușor, nici foarte greu. Dacă ai pasiune și îndemânare, este ceva frumos. Anul acesta au avut expuse peste 2000 de obiecte, de la broșe, cercei, brățări, butoni sau pandative colorate și personalizate, care s-au vândut însă foarte repede. Cei care nu vor ajunge însă la târgul de mărțișori până pe 1 martie, când soții Zegheru expun, trebuie să știe că aceștia au și un magazin online la adresa www.breslo.ro/shop/Zegheru Mihaela, unde primesc comenzi pentru produsele deja existente în stoc sau pentru produse personalizate. Am avut poate chiar 2-3.000 de bucăți și le-am vândut o parte, am venit cu altă parte, dar tot rămân locuri libere pentru că nu mai am să punem în loc. E un timp foarte scurt, se vând foarte repede și... Știu că această afacere a pornit cumva afacere, o activitate, după ce v-ați documentat puțin pe internet și tot de acolo vă procurați și materialele. Sigur că da. Deci majoritatea materialelor Fimo și accesoriile de pe internet sunt și prețuri accesibile.